Bună ziua, comandos, și bine ați venit la Papa Kitchen. Haideți la un plating în trei părți și compus din trei uh, elemente diferite. Primul este Andiva, care este starul lunii noiembrie, urmat de conopide care este al doilea star și în uh, a treia și ultima parte veți vedea asamblajul cu o cremă de humus cu uh, din, din năut și sfeclă roșie. Uitați, pe măsură ce trece cuvântul, o să vă mai spun câte ceva despre andivă, pentru că este un produs specific francezesc, că ce zic, care s-a descoperit prin secolul XIX: care este o rădăcină care se scoate, îi se taie capul, și după aceea se pune la întuneric, și ea cumva este forțată de aia, zice, tehnica prin forțare. După magazin, magazinul Sante Figaro foarte bogată în BNF, care e necesar pentru femeile, dezvoltarea făt, fătului la femeile însărcinate, dar și pentru preconcepție, la perioada de preconcepție. Mai au și niște antioxidanți, ca de obicei, fibre, care sunt atât de bune pentru bolile cardiovasculare și cancer. Bineînțeles că acestea trebuie mâncate cât mai natural posibil și nu trebuie prea mult distruse prin fierbere, prin coacere, etc., etc. Dar, fiind o plantă mai amară, o legumă mai amară, într-adevăr, trebuie ca bucătare să-și aplice imaginația și tehnicile respective pentru, <coughs> pardon, pentru a îi da un gust plăcut palatului gustativ și al celor neavizați. Căci, bineînțeles, când cineva vine pentru prima, la, oară la mine și n-am mâncat niciodată în andivă, sigur, trebuie să explic care-i treaba și la sfârșit va fi mulțumit. Conopida știe toată lumea care-i treaba cu ea. Mai rămân câteva minute, sper să ajung până la sfârșit să vă spun câte ceva despre ceea ce e o expresie în franceză, s-a chagrin, adică mă îngrijorează. Mă mai uit și eu în comunitatea asta, adică nu prin comunitatea, prin uh, schimb ăsta de parteneriat sau colaborare care îl fac cu uh, anumiți uh, vloggeri la care mă uit eu, la care se uită și ei, uh, cu alții la stadii mai avansate, cu alții la stadii mai uh, reduse. Am și un grup care se numește GAR 10K, care este un grup de ajutor reciproc. Și care ne așteptăm unii pe alții în mod cel mai sincer să avansăm la 10.000 de abonați. Când ai 10.000 de abonați natural vorbesc! <laughs> atunci ești un om care te-ai lansat și care te poți descurca singur. Dar dacă împreună avansăm, o să fiți voi sigur că rămânem împreună până la sfârșit, pe, pentru că în măsură ce trece timpul, există diferite colaborări. Și aceste colaborări sigur se vor transforma în niște legături trainice care demonstrează forța unui grup. Nu uitați, cine e interesant acest grup să-mi scrie și vă explica despre ce e treaba. Unii intră, unii ies, fiecare este liber să facă ceea ce vrea în, același, în acest grup, respectind totuși anumite cerințe care se adaptează pe măsură ce trece timpul, că și uh, YouTube uh, își adaptează algoritmul, deci așa ne adaptăm și noi. Deci, na, câteodată unii se mai supără, mai ies, asta e problema lor, cu cine rămânem, mergem înainte. Ideal și maxim este să fim 10, dar uh, și 5 dacă suntem, este extraordinar, pentru că este o voință propria fiecăruia de a reuși pe acest drum și această nebulasă a vlogului YouTube pe care v-ați propus să-l deschideți și să obțineți ceva de la el. Cei ce nu vreți să fiți monetizați, faceți asta din plăcere, rămâneți cu plăcerea, o să vă dau like, dar atât. Și nu uitați că dacă vă dă YouTube niște facilități, niște butoane, nu profitați iurea de ele, mă refer la ceilalți care au ajuns la univers un și imediat sare pădolarea care cicăi să propune să, folosească de ei, adică îi incită pe oameni să le cumpere uh, niște bilețele, niște pictograme, că, niște desene pe care să dea 50 de euro. Băi, treziți-vă, oameni buni! O comunitate nu se face așa, că îi mai auzi pe câte unii veniți la comunitatea mea! Și după aia când apeși pe veniți cu eu, apă să văd la cât a pus uh, bariera. 2 euro, 10 euro, 50 de euro. Na. Ca să puteți să cereți acești bani la oameni, nu arătați-le spectacol, ci arătați-le simplitate. Arătați-le că voi sunteți ei și eu sunt voi. Sau voi sunt, ei sunt voi. Cam așa cum vă arăt eu cu farfurile astea simple și cu imperfecțiuni care le fac. Deci, oameni buni, când vorbiți de comunitate, căutați să știți cine sunt oamenii de lângă voi care vă încearcă să vină la voi și care vă susțină. Și numai atunci și numai atunci ați putea să pretindeți la niște bani, că poate unii n-au și sunt atât de sensibilizați încât vă dă. De aceea vă îndemn, faceți gesturi caritabile, că totul se face prin gesturi văzute, se face războaie pentru că s-au văzut. De ce să nu facem și lucruri bune? Să dăm un o floare la o bătrânică, să-i cumpărăm marfa toată la o bătrânică din piață, să dăm un euro la un sărac. Și în felul ăsta avem pretenții ca alții să ne ajute. Nu uitați! Forța domină curajul. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare, orvoar!